Bună ziua! Azi, în cadrul recapitulării noastre, vom vorbi despre rapoarte proporții, mai specific despre raportul procentual și diagrame. Resursa este la disciplina matematică, este pentru final de clasa 6 sau început de clasa 7 ca recapitulare. Mă numesc Pelegrin Ilila și mă bucur să fim azi împreună. Să ne apucăm de treabă! Azi mi-am propus să rezolvăm patru probleme care toate sunt legate de procente, de raportul procentual. Dar înainte de a ne apuca să rezolvăm aceste patru probleme, să vedem puțin diagramele care le observați aici. De exemplu, dacă vedeți o astfel de diagramă circulară în care observați apar anumite procente în funcție de notele pe care le-au luat elevii și apare că în clasă în total sunt 25 de elevi. O să puteți să-mi spuneți câți elevi au luat nota 10 din clasa respectivă sau câți elevi au luat nota 4 din clasa respectivă. Desigur, pentru a calcula acest lucru nu trebuie decât să ne uităm nota respectivă, ce procentaj are. De exemplu, nota 10 este 8% și calculăm 8% din 25. O să vă rog să faceți aceste calcule și să ne verificăm. Deci se pare că 2 elevi au nota 10, tot 2 elevi au și nota 4 și putem identifica la absolut fiecare dintre aceste categorii câți elevi au obținut respectiva notă. Deci aici am făcut aflarea unui procent dintr-un număr. Un alt tip de exerciții pe care îl întâlnim este aflarea unui număr dacă se cunoaște pe la sută din el. Dacă vă uitați la această diagramă, da, este similară cu cea precedentă, dar de data asta nu se dă numărul total de elevi, ci mi se dă că acei 28% reprezintă 7 elevi. Adică 28% din elevii din clasă, adică 7 elevi, au luat nota 7. Ați putea să calculați câți elevi sunt în clasă? Desigur, în clasă sunt 25 de elevi, după cum știm de la exemplul precedent. Și ultimul tip de exerciții este să, unde tot așa ne legăm de diagrame, tabele, este aflarea raportului procentual. Dacă vă uitați la această imagine, avem niște figuri geometrice. Dacă v-aș întreba cât la sută este numărul pătratelor din numărul total de figuri geometrice, atunci probabil prima dată o să vă faceți un tabel, deci veți număra din fiecare categorie câte obiecte sunt, vom calcula totalul și pe urmă vom calcula pe rând fiecare figură geometrică ce procentaj reprezintă din numărul 14. Și să trecem acum la cele patru probleme. Primul exercițiu e foarte simplu, avem două calcule simple, să transformăm raportul 3:5, respectiv raportul 14:15 în raport procentual. Deci dacă dintr-o ciocolată s-au mâncat 3 cincimi, atunci putem să zicem că din ciocolată s-a mâncat 60%. De fapt, ne-a mai rămas 40%. Sau dacă avem 14:15, ceea ce este o fracție supraunitară, asta înseamnă că s-au consumat două ciocolăți întregi, de acolo este 200%, și din a treia ciocolată 80%. Deci, cum facem aceste transformări? Procentele sunt
niște rapoarte care au numitorul de 100 și se notează cu P/100 și pentru a face aceste transformări o încercăm prin amplificare sau simplificare să obținem 100 la numitor, dacă nu este posibil, efectiv din această proporție pe care o vedeți aici, îl calculăm pe P. Cealaltă problemă? A doua problemă pe care vă propun se referă la alegeri și anume la alegeri candidatul XY a obținut 75% din numărul de voturi valide. Știm că 7% din totalul de voturi au fost declarate invalide și în total au votat 5-6.000 de persoane. Câte voturi valide a primit candidatul XY? Păi prima dată ne scriem datele problemei, deci în total au votat 5-6.000 de persoane. Dacă 7% din voturi au fost invalide, înseamnă 93% din voturi sunt valide, deci se calculează 93% din 5-6.000 și obținem 52.080. Pentru acest candidat XY au votat 75% din persoane, adică dintre cei care au dat voturi valide. Deci calculăm 75% din 52.080 și obținem că candidatul nostru a primit 37.710 voturi. La teorie, ceea ce am făcut aici, am calculat un procent dintr-un număr. Am calculat 93% sau din 5-6.000. Pentru a calcula acest procent, aici avem o formulă, pur și simplu înmulțim P pe 100 cu numărul dat. A doua problemă. Aici avem, e vorba de Paul, care spune că Paul a mai rămas doar cu 210 lei după ce a cheltuit 30% din banii de buzunar pentru tabără. Întrebarea e, cu ce sumă de bani a plecat Paul în tabără? Păi, dacă a cheltuit 30% din banii de buzunar, înseamnă că a rămas cu 70% din banii de buzunar. Și știm că acel 70% din banii lui de buzunar e 210 lei. Rezolvăm o ecuație. Notăm banii de buzunar cu X și rezolvăm ecuația 70% din X egal 210. Dacă rezolvăm această ecuație, obținem că X egal 300. Deci suma de bani cu care a plecat Paul a fost de 300 de lei. Deci se pare, dacă avem de calculat un număr în situația în care cunoaștem pe la 100 din el, exact situația asta am avut-o în problemă, aveam de calculat suma de buzunar când știam că 70% din suma din bani îi 210, atunci se rezolvă ecuația. Deci ecuația P pe 100 ori A egal B și de aici necunoscuta devine A. Rezolvăm pur și simplu această ecuație. Nu trebuie să memorați formula, doar să rețineți că rezolvăm o ecuație. Următoarea problemă se referă la situația când trebuie să calculăm procentele. Avem o problemă. Paul a primit cu 6 puncte mai mult decât la testul precedent, când a obținut 30 de puncte. Maria a obținut cu 30 de puncte mai mult decât la testul precedent, unde ea a avut 60 de puncte. Întrebare, care dintre cei doi elevi și-a mărit mai mult performanța? Cine a avut rezultat mai bun?
Păi, dacă ne uităm la acest tabel, am notat punctajul inițial pentru fiecare copil. Deci, la primul test, Paula a avut 30, Maria a avut 60. Am adăugat punctele obținute în plus de fiecare dintre cei doi. Deci, Paul, la al doilea test, are 36 de puncte, Maria are 90 de puncte. Și am calculat în procente acest 36 de puncte cât înseamnă față de 30, adică 36 pe 30 și mi-a dat 120%. Același calcul l-am făcut și în cadrul Mariei, 90 pe 60, adică 150%. Deci Paul și-a mărit performanța cu 20%, Maria și-a mărit performanța cu 50%. Dacă trebuie să calculăm procentele, adică să aflăm pe 100, în situația în care mi se dau cele două numere, tot de la aceeași relație pornim, deci pe 100 din A egal P, de data asta necunoscuta este P. Și rezolvăm această ecuație pentru a afla raportul procentual. Sper să ne revedem la o altă resursă. La revedere!